să spun o glumă, ceva amuzant. Și noi râdem. Și dacă râzi, dai jos ceva de pe tine. Okay. Pe urmă spui tu ceva amuzant și dacă mă faci să râd, dau eu ceva jos de pe mine. Opa! Înainte de pauză, Veronica a venit și l-a invitat pe Mihai la joacă. Ce îl împiedică pe Chelu să fie el însuși? Codul penal. Și s-au jucat. Este un adevăr. Corect, dezbrăcați-vă, doamne. Deci jur că dacă am ajunge într-un context numai noi doi și am face jocul ăsta, 3 zile am stat ne... Și s-au jucat. Eu chiar nu știu de ce am vrut să te dezbrac pe tine, pentru că, de fapt, ceea ce mă atrage la tine sunt buzele. Până când... Dar, atenție! Nu am fost atent, nu... Cum adică nu ai fost atent? Adică trebuia să te previn, vezi că acum vreau să te sărut. Băi, nu, sunt în concediu, sunt în concediu. Hai, Bendeac. Mai repetăm. Ca lumea. Mamă, ce scârbos! Te-a tot stai, mulțumesc. Bă, dar cine era unul din baia? Cine a lui sau ei? A ta, mă, cu el, adică cu el. Momentul ăla trebuie blurat. Ai limba mare sau ce? Cu steagul Franței. Nu, nu-i stilul meu. Aha, tu nu știi stilul meu. Îți arată odată stilul tău să vedem. Chiar nu pot să cred, nu te-ai încălzit deloc. Dă măcar geaca aia de pe tine. Bă, fata a vrut să fie celebră. Na, poftim, o să fii celebră, na. Doamna, a fost extraordinar. A fost un număr foarte, să spunem așa, marketabil, nu? Foarte. Asta se și dorea. Eu sunt, să spun, foarte fericit. M-am pupat. Da. M-am gândit la un joc. Ce altul pot să ofer? Da. A fost o idee foarte bună. Bombă. Okay. Nebunie. Putea să iasă aur. Probabil. Dar n-a fost problema noastră. Problema a fost la el. Da, cred că asta. E dacă l-alegeam, se lasă greu. Exact. Cred că am ales greșit de data asta. Cred că era mai bine dacă îl provocam pe Chelu. Am zis că tu ești mai disponibil, mai ludic, mai jucăuș. Și mai dornic de aventură. Eu cred că ție, de fapt, doamna Veronica, ți-a făcut una. Pentru că ai sărutat-o și ăla nu a fost sărut iugoslav. Da. Așa. Ăla a fost direct francezesc. Da, da, a fost de pe Champs-Élysées, direct. Din inima Parisului. Dar nu la asta se referea. Hai, aplauze da, pentru totuși... preferata noastră de până acum. Poate îmi dai un like pentru asta. Iată-l că vine. Rămâneți cu al meu, dar credeți-mă că trebuie să vă mai vedem aici. Eu vă aștept. Veniți doar pentru mine, doamnă. Mă așteptați pentru tine? Ok. Da, doamnă. Vă mulțumim. Nu sunt deloc fericit cu ceea ce am făcut. N-am nimic cu ea, din contră. Foarte ok, dar nu... Adică regret sărutul? Da. De ce? Regret orice sărut vreodată aici. Și nu mai... adică... a devenit... Doamna, emană senzualitate și sexiness prin toți porii. Este așa o prezență, o forță. A fost așa... Ce a fost? Looking for celebrity, nu? Oricum a intrat acum serios într-un mega clișeu, mi se pare că este un mega clișeu chestia asta cu mine și cu gagicile și cu... Bă, a devenit un clișeu. Bă, a devenit clișeu? Bă, bune. Iar vine o gagică, iar începe... Nu cu sărutul neapărat, chestia asta cu gagicile, bă, bune, hai!
Ce? Sărută bine Mihai Bendeaș. Are niște buze senzuale. Da, sărută bine. Să-l încerce și ele. Je suis malade. Iar ai răspuns-o ca data trecută. Noastră sunteți? S-a întors domnul din public și l-a apostrofat pe Mihai. A fost și că a trecut același, da. Era acolo în public. Și ce? Ați greșit. Putea să o ajutați. Să-i dai o șansă, o șansă. Te costă bani să dai o șansă. Domnul nu se lasă. Nu, 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 nu. Domnul e fan. Domnul e fan înfocat. Noastră sunteți fiert pe ea. Nu sunt fiert pe ea. Îmi place ca femeie, e adevărat. Dar nu că sunt fiert pe ea. Ideea e de șansa unui om, nu că e ea. Dar de ce numai în cazul ei aveți această atitudine? Au mai fost și alții care meritau o șansă, nu? Au. Păi și atunci de ce n-ați venit la mine? Mă bag de fiecare dată să te pisez așa. Așa, deci doar din când în când, când sar calul, efectiv, și nu trec mai departe un talent. Nu vreau să credeți, domnul Bendea, că eu am vreo obsesie pentru această domnișoară, doamnă. Doar că dați-i domnule o șansă. Dați-i o șansă. Vă rog eu, sunați-o și spuneți-i exact. Ce? Înainte, ce să-i spun exact? Ce are de făcut? Da, corect. Am greșit, asta e. Acest sărut nu este și punctul perioadei nofe? Punctul? În ce sens punctul? Ați pus punct acestei perioade? Am pus de o săptămână. Pentru că ești tot în nofe. Nu, sunt într-un fep. Abar n-ai tu ce fep sunt eu. Sunt mai fep ca oricând.